Mulțumesc, domnule președinte. Partidul Social Democrat și PES Activist România au aniversat în aceste zile 130 de ani de social-democrație în România, eveniment care s-a bucurat de prezența reputatului domn Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. 130 de ani de la înființarea primului partid social-democrat în țara noastră înseamnă tot atâția ani de politici sociale adoptate în favoarea românilor. Social-democrația înseamnă poate mai presus de toate să pui oamenii pe primul loc, lucrând în echipă, ceea ce PSD a făcut și continuă să facă cu prisosință. Grație strategiilor coerente și sustenabile, precum și justeții politicilor publice, Partidul Social Democrat este astăzi cel mai mare și cel mai unit și cel mai performant partid politic din România, fiind primul în topul încrederii românilor. Social-democrația în România este dedicată oamenilor. Românii trebuie reprezentați cu cinste, cu profund respect și la cel mai înalt nivel, toate eforturile actului politic vizând concentrarea pe oameni și pe satisfacerea necesităților lor. Sunt convinsă că în lipsa acestor atribute, Partidul Social Democrat nu ar fi obținut pentru români toate realizările notabile de astăzi. De fiecare dată când s-a aflat la guvernare, a avut ca obiective creșterea veniturilor, respectiv a salariilor și pensiilor și alocațiilor pentru copii, precum și adoptarea unor programe solide de sprijin. Toate acestea au susținut atât populația, cât și mediul privat, împreună realizând pași concreți pentru bunăstarea și o viață mai prosperă. În ultimul an, competența, ambiția și determinarea miniștrilor Partidului Social Democrat au condus la demararea unor programe ample și complexe, dedicate sănătății, infrastructurii, muncii și solidarității sociale, economiei, culturii, copiilor, tinerilor și familiilor. Sunt încredințată că aplicarea acestora va avea cu certitudine efecte concludente în modernizarea țării și creșterea calității vieții românilor. Deputat PSD, Georgeta Carmen Holban. Mulțumesc!